Mesaj de pace. Pentru gagici de lit. Stați fă liniștite în pula mea. În pula mea nu. Că nu vreau să vă agăți pe niciuna. Hai să vă zic de persoana mea. Și modestie e un căcat. Deci eu nu sunt modest, că n-am de ce. Nu că mă laud. Și mă laud cam cu ce. Nu că mi-a murit lăudă. Mă doare pe mine. Că moare că tu ești. Eu sunt gagiu care sunt agățat de gagici. Nu agăciu gagici. Puteți să stați voi lângă mine să așteptați să fiți agățate. Nu o să fac asta niciodată. Așa m-am învățat eu din puericultura mea. Și acum sunt un bărbat la 40 de ani. Și ceva. Un bărbat. Nu sunt la vârstă de om. N-am nicio criză de vârsta a doua. Dacă aveam criză de vârsta a doua, asta le-am făcut ștaci. Mă uit la ele că-mi plac. Se îmbracă frumoasă, frumoasă. Că mă uit eu la puștoace pula mele când eram puștan. Dar doar atât. Gagici am avut tot timpul de vârsta mea. Așa s-a întâmplat, știi? Cu cât creșteam în vârsta, le aveam din generația mea. Deci și din calcul și că se întâmpla. Mă înțelegem cel mai bine cu ele. Am avut și gagici din alte generații. De exemplu, Mihaela sau Ioana. M-am descurcat, da. Dar nu, ce sunt agățate de aici? Stai liniștite, pe tine. Cum, uite așa, și Mihaela m-a agățat cu mine, și Ioana, cu toate că Ioana a făcut altă. Nu agățe de aici. Gazica se uite, și dacă iese ceva, și se uite și se dă pe lângă tine, mica în vorba alea. Cum, da? Și acum, un bărbat la vârsta mea, știți și voi cărți de sexologie, sau vă uitați la sexologii ăștia de pe YouTube sau pe site-ul. Dacă vreți să fiți, că voi sunteți mai sexuale decât bărbați. Hai, să o lăsăm, nu este mai impulsiv. Deci un bărbat își dă slobozul, și după aia se culcă sau se apucă de altceva. Nu, stai, tu vrei post-ludiu, să te mai mângâi, știi? Se mai întâmplă post-ludiu, dar n-au prea mai are la chestia. Și vă mirați de ce se ducea la altă femeie. Păi dă-i pizdă, fă. Odată ce stă cu tine, dă-i pizdă și nu-l stresa. Oricum ar fi. Sunt și de ăștia nebuni. Pleacă de la el, găsește pe altul. Nu-l aveți, că crede că sunt curvă. Deci ești virgină. Păi, poate unii nu le place virgin, cum mie nu-mi place virgin. De ce? Ce? Virgin e egal călugăriță. Eu nu vreau să mă fut cu călugăriță. Ce? Am avut și o virgină la viața mea. De prima m-a speriat. Și mi-a murit pula. Eu credeam că e curvă și îmi plăcea. Și aia mi-a zis, când să trecem la acțiune, eu, m-am desan, eram tânăr și neliniștit, vreo 23-24 de ani. Nici nu știam ce era aia. Parcă intra, parcă nu intra. Și aia vreau să zic ceva, sunt virgină. Pac, mi-a murit pula. M-am și îndepărtat. Virgină? Wow! Ales că eram tânăr, ziceam, ce implică asta? Mica zestre. Am belit pula. Eu își iau pe asta de nevastă. Și după aia mă toacă toată viața. Că a fost virgină și sunt bărbatul iubit și poate să fie poate. Așa nu trebuie să-mi păcat. De ce? Că orice virgină, păi, cu specia umană e poligamă, nu e monogamă. Excepția confirmă regula. Foarte puține cupluri. Păi, de exemplu, părinții mei sunt monogami. Și tai cum și mai. Tai cum mi se pare ca mai babaric e ceva. Deci se credea la un moment dat șmecher, dar nu. N-are texte. Destor mai zic că e curvă la creier, dar nu. Ce e? Au IQ-ul mic, știi? Adică ăla, emotional continent, gombana. Dar poate să și-l crească, știi? Ei când își fac prieteni, nu își face prieteni ăștia. De ce? Au niște chestii de comportament ciudate și oamenii se îndepărtează.
Dar acum eu când am devenit faimos, PCD, mai ales că un loc a fost pe care, mamă, să le vezi speriat. Ca speriat te faci proapă. Deci declar. Lăăăă, cum făcea gagica aia? Haa! Băi, nu vreau să agăs nicio pizdă. Eu dacă vorbesc, mă scopă să vorbesc, dacă o plac. O să dăm exemplu pe aia de la Tatumic sau pe una de la o librărie, am văzut că a rămas și borțosă. Treabă e, dacă îmi place de aia, eu vreau să-i zic, bă, de fapt, vrei să fii prietenă, mă? Aia am un prieten. A, ok, ok, da. Îți dai seama, în capul lor, dacă are prieten și vorbește cu altcineva, oricare ar fi, mamă, se supără prietenul. Păi, prietenul ăsta ți-ai luat, mă? Și tu stai cu frica, că ce plan? Înseamnă că aveți probleme amândoi. Cum? Au! Oh. Original? Dacă ai, mă, se supără ăla. Tot de la bot, mă. Foarte bine. E putere. Deci, dragă, niște, acum eu oricum am devenit foarte selectiv. Vreau un anumit gen de femeie. Adică, cum am văzut eu pe aia? A, și după aia mai văzut un anumit. Aia nu mi-este, nici aia nu mi-este virgină. Și am și reușit să deflorez, că eram luat la bord, pasem 2 sticle de vin, 2 litri, 4 litri la băiat, eram și eu student, era dragoste curată, am dragoste, când colo eu nu mi-am dat seama, mi s-a făcut mie o întâmpinare, un baraj așa ca la Pitraru, dar bine că am fost dat, la prima nu eram dat, eram treaz. Dacă era întreaz, m-a speriat. Sunt lucid. Au, ce mi s-a întâmplat? E, de-aia m-a speriat. N-a venit cu căsătoria, te-ai așteptat. Bă, nu te-ai prins, alea, bă, m-am prins, dar pe cea în gură. Eram tot tânăr și am zis, ce implică asta? E, până la urmă ne-am despărțit. Am încercat eu împăcării al maică. Am zis, mulțumesc, maica, pentru asta. Ce implica asta, căsătorie și tot așa. Ca și în cultura noastră, cred. Adică, dacă o iau eu virgina în garanție, da, ce, dă garanție de la bancă sau de la notariat, că nu se mai fute cu altcineva. Dacă... Și dacă ar fi să fută, bă, bare să spună, bă, m-am făcut cu ăla. Iartă-mă, dar nu mă ierta. Fac crize, țip la aia, dar bă, pare, nu știu, să nu râd alții de mine, să nu știu de ce râd. Eu, i-a zice la, bă, eu mă prind, că tot cât, și cu ce te fuți. Una, îți miros pizda. Nu e nevoie să bag botul la pizda. Îți miros pielea. Și nu miros pielea. Sunt copoi. Dalmația, mă fut pe aia de cruela. La feromon, da, există feromon. Miroși altceva, poți să faci cu 10 dușuri. Că dacă te fuci odată, te fuci și altceva. Și se schimbă fluide. Fiindcă nu se sperie. Nu, stai niște, sunt puțin bărbați care poate există, mai mult femei. Deci, gagii care înșală pe femei și încă gagicile vă miroase. Chiar inconștient că feromonii nu sunt simțiți de nas sau de în creier imediat. Se modifică comportamentul. De ce? Tu când te fuți cu altcineva, te atașiți de ăla. Și fără să vrei, sau de aia, puține persoane își prezervează personalitatea. Cât de cât se mulează și pe persoană pe care o aia. Și deodată există o schimbare și ăsta, au! Au! Cum făcea englezii aia, căsătorit, care am văzut un studiu, se ducea la, fără să-i fie la aia cu copilul. Se zicea, domnul doctor, e copilul meu? Ăla, îi dădea biberonul. Hai, faci ce faci? Dă-mi vata aia, băga la copilul.
gură. Hai, tai din gură, dă niște bani aici, băgane cu băt, fac-i băgare dacă pe ce după o etichetă. Copilul, no name, unknown, așa, copilul unknown, băga acolo, până la, după aia zicea lor, deschide și cu zicea, mare zia, pe ce aia. Îi băga vata și la băiat, la bărbat, băgane cu băt. Bărbatul care crede că pizda l-a înșelat, dar nu știe sigur, știe, îi zic eu dacă e sigur sau nu e sigur. Și pe aia venea ăla după ce ducea la ADN, băgă ăla, pac, în aparatul ăla, se uita la ADN. Ia, cum are ăsta aia? Se ducea la cromozomii sexuale, la aia se ducea, XY. Asta nu se complice pula mea cu tot ADN-ul, că e prea complicat. Și când vedea, băi, ori băiețel, ori fetiță, se uită la ambii cromozom. Îi zicea doctorul, ia fișa asta, ia uite-te pe aia. Și scria, yes or no. Și statistic, ăia care, și bărbații să fie, se ducea direct cu bebeluș, când bebelușii are față de bebeluș, nu știi ce pula mea e. Zicea, statistic a ieșit, pula mea, vă trei sferturi în ei, nu era copilul. Nu că e curvare sau alea e curvă. Hai să vă zic de gagici. Ca să nu mai citiți cărți că adăugăți. Gagicile, ca și gagii, gagii vor să-și împartă sămânța la cât mai multe gagici. Ca să facă cât mai mulți copii. Instinctiv. Da, și ce om. De-aia are multe hamante. Că acum nu mai vrem să facem copii, dar ne-a rămas asta în creier. O facem din plăcere. Facă, mamă, ce bună ești. Ha, o ești de păr. Sau chestii, așa. Și face ce-o nouă ăsta. Ah, baby. Ia uite ce ți-a adus. Sau gagica. De ce? Gagicile au altceva. N-au prea mulți parteneri. Dar au, să zicem, un, doi. De obicei sunt doi. E soțul de care s-a plictisit. Sau când vrea să facă copil, vezi când se întâmplă să nu fie copilul tău. Sunt două puri care intră în pic de aici, ca în filmele alea porc. Cum? De obicei când? Deci fii atent când zice aia. Vreau copil! Se futec mai mulți. Se întâmplă să rămână gravidă, dacă se futec mai mulți. Sau se futec unul singur. Dar merge mai greu. Intră și la sperma unui singur bărbat, spermatozoizi, fiind diferiți, intră în concurență. Ca o biochimie diferită. Se face. Se duc spre ovul așa, disperat. Dar dacă sunt două sperme diferite, mai ales dacă aia se putec mai mult cu doi, bă, știți ce sunt doi? Alea sunt chiar diferite. Se excită ăștia și mai tare. Dar câștigă care e cel mai puternic. Și ăla e copilul lui ăla. Și de seama că iară mai copii. Ah! Nu e copilul meu! Ce să mă fac eu? Divorțează. Sau creștești copilul, e grădina ta. Cine-i spune lui aia că ai fost la doctor? Consolează-te. Poate să faci și ție un copil. Eu speak English. Pare nu știa recunoscut. Asta era toată populația. Băi, știți că nu știu, nu știu acum, mai sunt multe clinici de-asta. Duceți-vă cu bebelul și pare să știți. E copilul meu sau nu e copilul meu? Îi face ADN-ul și vezi dacă e copilul meu sau nu e copilul meu.